Principalele evenimente care au avut loc de-a lungul timpului în data de 2 septembrie. În 1666 a izbucnit marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus întregul oraș, inclusiv catedrala Sfântul Paul. În memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se află în centrul Londrei. 1926 s-a născut Armando Cossutta, un politic italian. În 1928 s-a născut Horace Silver, muzician american de jazz. În anul 1936 s-a născut Andrew Groove, producător american de chipuri pentru computer. În anul 1943, Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări. În 1950 s-a născut Rosanna De Soto, actriță americană. Tot în anul 1950 s-a născut Yuen Hua, actor și cascador chinez. În 1958 a fost inaugurat la București Muzeul George Enescu. În 1964 s-a născut Keanu Reeves, actor american. Iar în anul 1995 s-a deschis la Cleveland, statul Ohio, Muzeul Rock'n'Roll of Fame, închinat celor mai influenți cântăreți și producători de muzică rock. Reluarea creșterii economice va accelera inflația în Statele Unite și Europa, potrivit reprezentanților Rezervei Federale, Fed, dar și a Băncii Centrale Europene, BC, respectiv a Băncii Angliei, participanți la reuniunea anuală a Fed-ului de la Jackson Hole. Având în vedere stabilizarea așteptărilor referitoare la inflație, există motive să credem că creșterea prețurilor se va accelera odată cu disiparea factorilor care împiedică acest lucru, a spus Stanley Fischer, vicepreședintele Fed. El a adăugat că Fed-ul nu trebuie să aștepte ca inflația să revină la nivelul de 2% ținta băncii centrale pentru a începe înăsprirea politicii monetare. Fischer a lăsat deschisă posibilitatea ca Fed-ul american să înceapă majorarea dobânzilor la ședința conducerii instituției din septembrie, dar nu și-a exprimat preferința ca măsura să aibă loc atât de devreme. Așadar, trebuie să așteptăm până pe 17 septembrie să vedem dacă între vorbe și fapte există sau nu corelație. Creșterile de prețuri din Statele Unite și Europa sunt obiectivele băncilor centrale, unde oficialii dezbat impactul încetinirii creșterii economice din China și prețurile scăzute ale materiilor prime asupra evoluției inflației. În timp ce oficialii americani se gândesc când să înceapă creșterea dobânzilor, prima măsură de acest fel după 2006, iar Banca Angliei ar putea face acest lucru la începutul lui 2016, în Europa au apărut apeluri ca BCE să prelungească programul de suplimentare a lichidităților prin achiziții de obligațiuni ca protecție față de inflația scăzută. Investitorii din piața financiară europeană nu împărtășesc însă optimismul autorităților. Contractele swap din luna august pentru evoluția inflației în următorii 5 ani indică o inflație de 1,65% comparativ cu 1,85% la începutul lunii. Nivelul anticipat la inflație este aproape la fel de scăzut ca la momentul începerii programului Băncii Centrale Europene de suplimentare a lichidităților în luna martie. În Statele Unite, contractele swap similare indicau la început lui august o inflație de 2,16%, care a scăzut însă la 1,89% pe 24 august. Interesant este că președintele Fed, Janet Yellen, și președintele BCE, Mario Draghi, nu au participat în acest an la reuniunea de la Jackson Hole. Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene se reunește la Frankfurt pe 3 septembrie, iar Consiliul de Politică Monetară pe 16-17 septembrie în Statele Unite. Ambele bănci centrale nu și-au îndeplinit obiectivul unui nivel al inflației de aproape 2%. În zona euro, inflația a atins în iulie 0,2%, iar în Statele Unite 0,3%. Sunt Lucian Săcălean, să aveți o săptămână pe plus!
Pungile de plastic sunt peste tot, în râuri, la ferestrele caselor sau chiar blocurilor, în copaci, în parcuri, pe văi sau plaje. Pungile de plastic au devenit un fenomen dăunător, denumit și poluare albă. Efectele negative ale pungilor de plastic sunt multiple. Estimările arată că unei pungi de plastic îi trebuie între 20 și 1000 de ani pentru a se degrada, iar dacă eliminarea se face prin ardere, în timpul acestui proces, pungile de plastic emit gaze extrem de toxice. Prin ardere, plasticul poluează aerul și produce degradarea rapidă a solului. Pungile de plastic sunt o prezență masivă în cadrul deșeurilor menajere din comunități, dar totodată ele reprezintă și un pericol pentru diferite specii de animale care suferă din cauza înghițirilor sau a blocării între acestea. Balenele, pescărușii și broaștele țestoase sunt printre vietățile cele mai expuse morții cauzate de pungile de plastic. Pentru producerea pungilor de plastic se utilizează în general polimeri de plastic ce provin din resurse neregenerabile, doar o mică parte din pungile de plastic fiind colectate și reciclate. Din calculele estimate la ora actuală, un român folosește în medie pe an circa 250 de pungi de plastic. Soluțiile implementate în diferite state au avut ca scop descurajarea folosirii acestor tipuri de ambalaje. Prima măsură are în vedere simple campanii de conștientizare a consumatorilor asupra efectelor negative ale pungilor de plastic asupra mediului. Din păcate, aceste campanii înregistrează rezultate modeste în ceea ce privește renunțarea consumatorilor la astfel de ambalaje. O a doua măsură se referă la suprataxarea pungilor de plastic, fiind o măsură cu rezultate mai bune într-un timp mai scurt. A treia și cea mai drastică măsură prevede interzicerea definitivă a pungilor de plastic. Punga de hârtie ridică o problemă semnificativă în ceea ce privește consumul de energie și resurse naturale. Practic, se consumă de 4 ori mai multă energie pentru producerea pungilor de hârtie decât a celor din plastic. Pe de altă parte, reciclarea hârtiei consumă 91% mai multă energie decât cea a plasticului. De asemenea, majoritatea studiilor recente demonstrează că procesul de degradare a hârtiei nu este substanțial mai rapid decât cel al plasticului, mai ales în groapa de gunoi, în lipsa apei, luminii și oxigenului, elemente necesare ale procesului de degradare. Soluția reală este completa înlocuirea acestor pungi cu plase sau pungi produse din materiale biodegradabile și realizate prin procese de producție. În tot mai multe țări se iau deja măsuri de interzicere a pungilor de plastic și de înlocuire completă a acestora cu pungi din materiale biodegradabile. Așadar, trebuie luate măsuri care, într-un interval rezonabil de cel mult 1-2 ani, să conducă la o schimbare de substanță. Sunt Mariana Hârlav, aveți grijă de voi și de mediul înconjurător.